Festivalul Toamnei, un eveniment devenit deja tradițional, reunește producători din zone diverse ale țării. Veniți tocmai de la Văratec, din județul Neamț, să ne aducă dulcețuri de casă și șerbet, sau din Vaslui, cu produse din lavandă, costume tradiționale din Gorj, sau covoare oltenești țesute manual la gherghef. Meșteșugarii spun că este important să păstrăm tradițiile și să le promovăm. Portul românesc autentic, confecționat în atelier la noi, în satul Boroșteni, și am venit să încântăm bănii aici cu costumele noastre. Ce au deosebit costumele dumneavoastră? Deosebit față de tot ce este pe piață, toate sunt lucrate manual. Pânza este țesută, sunt cusute cu fir de lână tors, totul se lucrează numai manual la noi. Suntem de la Neamț, Văratec, cu zacuscă, cu dulceață, cu șerbet, cu marmeladă, siropuri. Au căutare la noi? Da. Da, este a șasea oară când vin și chiar deja lumea mă știe și mă caută. Chiar am primit și telefoane când mă reîntorc înapoi. Sunt produse făcute de dumneavoastră? Da, sunt făcute în casă, da. Nu au conservanturi, sunt făcute ca la mama acasă. Care e rețeta? Rețeta e din bătrâni și de la măicuțe am învățat ce e drept. Da, de la mama, de la părinții mei, tradițional, cum se făcea înainte, zahăr și fructe. Nu e prima dată, s-a cincea oară de când e la Craiova și într-adevăr au căutare produsele, pentru că sunt niște produse de calitate, produse ecologice și vin cu drag la Craiova când place aici. Iubesc foarte mult portul tradițional, încă de cum mă știu eu de micuță, bunica a învățat să coasem, e așa o moștenire de familie în a lucra, în a coase. Lucram în turism înainte, în turism internațional, iar toamna când veneam acasă simțeam nevoia să continuăm bucuria asta de a face ceva frumos pentru oameni. Și așa s-au născut și păpușile tradiționale. Lucrez o covoare oltenești, pentru că sunt olteancă jet. E multă muncă? Foarte multă, că eu nu lucrez în război, lucrez în gherghef. Și în gherghef e mai greu decât în război. Și în același timp are două fețe. Pe când la război nu prea are două fețe. Craiovenii găsesc aici de la produse tradiționale agroalimentare, dulciuri, obiecte de artizanat și ceramică, flori, până la costume tradiționale. Vă plac costumele? Văd că le admirați. Foarte mult. Foarte mult. Eu lucrez în Germania și de 4 ani n-am mai fost în țară. Și am și eu luat de ani de zile. Și îl țin în dulap de frumusețe. Și îmi place și admir. Ce v-a atras atenția? Mai multe. Adică? Era de rapiță, de tei. Vă plac produsele eco? Consumați în mod obișnuit? Da. De ce sunt bune? Pentru sănătate. Cum vi se par produsele? Nu știu, le încercăm acum. Ce v-a atras atenția? Ce ați cumpărat? Fără zahăr. Ce anume? Gem de prune. Festivalul Toamnei este organizat de Primăria Craiova și se încheie duminică.